sunt aproape! Draga mea, regina mea, o să-ți spun despre sentimentele mele foarte curând! Hei, dă-te din drum! Ce avem? Stai! Te iubesc! Trebuie să vedeți pe acest Romeo albastru! Ce? El e învinsul, nu eu! Bine! Învins, mare ce ești! Învinsule! Hei tu, ascultă! Ea e iubita mea, m-am făcut clar? Oh, hei! Hei, dragă! Urechile tale arată uluitor! Oh, doar o secundă, am uitat ceva! Mult mai bine! Un bilet? Cine e? Te iubesc! Nap, nap! Nap, nap! Oh, în sfârșit! Nap, nap mă iubește! E reciproc! Vrei să mergem la o întâlnire? A trecut mult timp! Ce vrei să spui? Acest lucru nu e destinație! Oh, pur și simplu a căzut accidental! Îl voi ridica! Prima mea iubire! Oh, bun, Sila! Stop! Acesta e locul meu! Ține asta! Ce plăpând! Oh, e așa de sensibil! Ajutor! M-a atacat o gangsteră! Un minut! Oh, uite! Nu e așa de grea! Ce? Oh, demon roșu ce ești! Ai grijă! Sala de fitness! De asta am nevoie? Oh, nap, nap! Unde te duci? Iată mireasa! Ne-am adunat astăzi aici pentru a asista la unirea a două inimi. Mire și mireasă, puteți face schimb de inele! Oh, sfinte Sisoie! Oh, ce-a fost asta? Eu am fost! Oh, ce? L-a ucis pe preot? Nunta mea! Ce s-a întâmplat? Ouch! Nunta de nebuni! Luați-o la fugă! Mireasa e a mea! Dă-te înapoi! Va fi a mea! Nu contează consecințele! Dă-mi drumul! Ajutor! Nap-nap! Sunt aici! Dragul meu, unde te-ai dus? Un mire inconștient aduce ghinion! Ben, Ben, trezește-te! Respirație gură la gură! Mersi, sunt bine! Mă simt mai bine? Ești bine? Ajutor! Mă rog! Cineva! Sfinte părinte, ce s-a întâmplat? Nab, nab! Oh, prieteni, vă rugăm să comentați mai jos ce s-a întâmplat! Nu mi-amintesc nici măcar un singur lucru! Nab, nab, ești preferatul meu! Știi ceva despre nab, nab? Oh, câte am să-ți spun! Iată cazul lui! Culoarea preferată este albastru! Mâncarea preferată? Toată mâncarea! Fata preferată? Eu! Cântecul preferat? Baby Shark! Locul preferat? Rainbow Friends! Canalul preferat? Uhu! Deci, arăt bine ca mireasă? Ajunge! Acesta e voalul Bunsilei! Stai o clipă! Miros parfumul? Vino! Hei, pune mâna apoi, monstru albastru! Ia loc, regina mea! Ce? Vrei niște prăjituri? Ești nebun? Mai răpit! Habar n-am unde sunt! Stai, păpuci! Nu! Un sărut dulce, draga mea? Sărută-te singur! Ha? Nu poți ajunge la mine! Cioc-cioc! Savurează-ți fructele! Afară! Doamne, femeile sunt insuportabile! Trebuie să mă relaxez! Am trecut prin multe! Unde suntem? Ce e locul ăsta? Cioc-cioc! Cine e? Ce? Eu am ciocănit! Înțeleg! Ce e aici?
Ben, Ben! Nu mă lăsa la nanghe! Unde te duci? Ben, Ben! Ce naiba? Oh, salut! Oh, salut! Salutare! Stai! Ce? Oh, Nap Nap! Sunt înnebunită după tine! Voi fi soția ta! Nu! No, asta e rău! Cel mai mare coșmar al meu! Nu pot să mă uit! Ce fac? Ben, Ben! Stai acolo! Am uitat că nu am un ceas! Ușa! Ce-i asta? Ora prânzului! Ou fiert moale! Nom, nom, nom! Ce? Seamănă mult cu oul meu! Vreau să ies din acest coșmar! Tu, răpitor de mirese! La naiba, mi-ai scăpat! Opila? Ben, Ben, ești aici? Mersi că m-ai salvat! E în regulă? E ceva! Lasă-mă să o repar! Ouch! Ochiul meu! Ah, scuze, nu a fost intenționat! Bine, să continuăm! Doamne, e plictisitor! Vreau să văd ce e acolo! Oh, se joacă darts! Oh, Ben, Ben! Ce-i aici? E un zid de romantism fictiv! E așa de adorabil! Și iată bucătăria! O să gătesc ceva delicios! O plăcintă! La 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 la! Iubesc gătitul! Miroase delicios! Ce gătești? O gustare? Hopa! Scuze! Acestea sunt pentru tine! Serios? Pentru Kate? Cred că ăsta e buchetul altcuiva! Hopa! Am uitat să-l scot când l-am furat! Nu contează? Păi, e drăguț! Unde e o vază cu flori? Mă duc să o aduc! Iată-o! Wow! Wow, ce plăcintă! Poftă bună! Oh! Așa de delicios! Nu mă pot abține! Credeți că Nap Nap mănâncă plăcinta în modul corect? Comentați mai jos! Știi, e destul de tare! Ce e locul ăsta? Mă duc să caut acolo! Oh, un microfon liber! 1, 2, 3! Oh, dragostea mea a plecat! Cântatul nu e punctul tău forte! Ce se află în spatele teșghelei? Nu e aici? Avem oaspeți! Oh, nu, 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 nu! Nu mă atinge! Prânzul! Apără-te! Ce zici de o banană? Are un gust și mai bun decât mine! Yay! Iubirea mea e o mare putere! Dragostea mea e o floare! Ouch, 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 ouch! La 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 la! Eroare de sistem! Eroare de sistem! Note greșite? Oh, da! A funcționat! Super melodie! Grăbește-te! Am plecat de aici! Eroare de sistem! Eroare de sistem! Ascultă! E o furculiță? E un cuțit! Așa mănânci? O bucată mică! Doamne! Nu e nevoie să-ți baci totul pe gât! Cuțit și furculiță! Te rog! Și mestecă? Bună treabă! Oh, o bucată în plus! Bun, Sila! Voi! Bun, Sila! Vino! Fugi cu mine! Nu bei ceai? O ceașcă, te rog! Bine, o să beau! Luptă! Arma mea mortală! Nu, o gangteră!
Ce părere ai despre apartamentul lui Nap-Nap? E drăguț! Bine, albastrule! Pumn în stomac! Oh, drăguț! Vina mea! Pusila, vrei să te căsătorești din nou cu mine? Stai! Nap-Nap? Mi-e rău! A stricat din nou lucrurile? Ce? Draga mea, iată! Opila, te căsătorești cu mine? Să mă căsătoresc cu cine? Ha, cu mine? Oh, da! Desigur, da! E un da! Da, da, da! Priviți, prieteni, mă căsătoresc! Ești bine? Sunt aici! Da, sunt bine, sunt un tip puternic! Oh, uită-te la ei! Acum vă declar soț și soție! Faceți niște zgomot! Oh, felicitări! Ce cuplu drăguț! Ne vom căsători și noi! Da! Vă mulțumesc, prieteni! Oh, nu! Sunt în travaliu! Sunați la ambulanță! Chiar acum! Naște! Respiră, Opila! Respiră! Vei fi bine! Tării păsării Opila, care a depus cele mai mari ouă pe care le-am văzut vreodată în acest spectacol. Lucruri de genul acesta se întâmplă odată în viață. Gata cu filmările? Opila are nevoie de o pauză. Tocmai a devenit mamă. Acestea sunt ouă de vis. Gata cu cele în miniatură? O să pun mâna pe ouă. Jur pe sfinte! Nu m-am îngrășat după ce am născut? Nimeni nu se mișcă! Poliția? Ce se întâmplă? Aș vrea să știu și eu! Opila, ești arestată pentru furt! Asta e o prostie? N-am furat nimic! Iată dovada! Opila a jefuit o casă de bilete de film! Asta e o minciună? A fost o scenare! Floricelele de porumb de pe bărbia ta sunt cam ciudate! Cum îndrăznești să te opui arestării? Nu mă închide! Sunt nevinovată! Opila e arestată! Arestează-te singur! Taci! E în regulă! Plecăm! Așteaptă! Aș putea face ceva ca să te opresc? Stai să mă gândesc! Pot să las pasărea să plece dacă acest videoclip atinge 50.000 de like-uri. Prieteni, vă rog să dați acestui videoclip 50.000 de aprecieri. Să-i dea drumul Opilei! Bine ai venit în închisoare, pasăre! Obișnuiește-te cu noua ta casă! Hei, ce-i cu poza asta? Unde e? Ce? Oh, le-am încurcat! Unde sunt ouăle? Am nevoie de ele! Nu! Iată cuibul tău! Am nevoie de ouă! Doamne, ce e de regulă cu ușa? O cui! Ce se întâmplă? Ce? O tigaie? Bună idee! E prea mică! Am nevoie de una mai mare! Pasăreo, abia aștept! Până aici, poftă bună mie! Unde sunt ouăle? De ce e gol? Pierzătorule! Asta da răutate! O să-ți schimbi tonul? Pulpe de pui! Frații mei! Opila, te scot eu afară? În primul rând, trebuie să săpăm un tunel! Fără bătaie de cap, fără tam-tam, să-i dăm drumul! Ce? Hagi, ce cauți aici? Oh, ar fi trebuit să întorc harta! Bună, trebuie să plec! Așteaptă! Frate, înseamnă totul pentru mine? Sfinte Sisoie! Pasăreo, ai avea nevoie de ceva timp afară? Nu îndrăzni să faci belele! Ups! Sunt o pasăre până la urmă? Pot să zbor! Adio, prieteni! Nu, oprește-te! Stai pe loc! Da, din ce în ce mai sus!
Oh, nu! S-a consumat combustibilul! Jocul s-a terminat, pasăre enervantă! Asta e al meu! Târăște-te în celulă! Ajutor! Sunt în travaliu! Oh, da! Începe! Haide, împinge! Hei, ratatule! Ratat, ratat, un ratat de zile mari! Ești doar isterică? Pierzătorule! Ce e neregulă cu perna? Pietre? Până aici ți-a fost pasăreo! Am și eu simțul umorului, știi? Deci, cine va râde la urmă? Penele mele! Psihopatule! Mersi, pasăreo! Așa de confortabil! Ce? Ce ciudat! Penden, sunt aici! Bună! Hey! Mă vor pe mine și pe tine! Cheile sunt chiar acolo sus! Așteaptă, am să ajung la ele! Oh, ce e aia? Pui! Nu, Ben-Ben, oprește-te! Nu! O să-l trezești pe polițist! Hă? Cine e aici? Hiu, gogoșile mele sunt aici! Deci, unde e închisoarea? Oh, cred că am găsit-o! Oh! Ben-Ben? Pasărea mea? O secundă? Ha? E așa de ușor! Opila, vezi asta? Poți să ieși la fel cum ies eu! Hei, nu merge! Încearcă pe lateral! Auci, ciocul meu! Da, nu m-am gândit până la capăt! Din fericire, am altceva! Ups! Cine a făcut asta? Oh, nu, nu, nu! Mustața mea! Ar putea avea nevoie de ceva îngrijire? Gata! Mustața mea e bijuteria mea! Sfinte Eggman! Și așa ne-am cunoscut! Hei, amice, ieși afară, ești liber! Gracias! Ai accepta maracas pe post de cadou? Nu, am nevoie de altceva! Mersi mult, omule! Taci, copilaș! Piu, dă dacă asta ar face orice pentru o pauză! Oh, ce miros e ăsta? Ceva miroase? Oh, sfântă grădiniță! Cine a făcut treaba mare? Schimbarea scutecelor e cel mai rău lucru care există! Hiu, va fi uscat și curat înainte să-ți dai seama! Ce e asta? Vei trezi copiii! Vina mea! Ce e asta? Un scutec folosit? Ești nebun? Ar trebui să ți-l pun pe cap! Oh, Opila! E o mană divină! De la Ben-Ben la Opila! Oh, asta e adorabil! Doamne, cine i-a dat voie să muște din tort? Aceasta e taxa mea pentru livrare! Hei, tortul e al meu! Ben-Ben, mersi!
Ce e asta? Oh, o pilă! Înțeleg! Oh, ochiul meu! Wow! Trag cu ochiul și văd o evadare din închisoare! Iau problema în mâinile mele! Trebuie doar să aleg o ipostază perfectă ca să o prind în flagrant! Hei, pasăreo! Ce faci? Ha? Hey! Îmi vreau pila înapoi! Oh, o aerisire! Asta e calea mea de ieșire! Oh, nu! Sunt blocată! Ce unghi interesant! Iată că vine oul! Aproape am reușit! Victorie! Așteptarea a dat roade! E aici! Sunt un rege la micul dejun! Auci! Ce e asta? Cine te crezi? Pe curând! Ce? Hei, polițistule! Ha! Știu ce să fac cu băiatul nostru rău! Hey! Wednesday? Wednesday! Hei, dragă! Hei, frate! E pentru mine? Oh, pot? Nu! Prieteni, comentați mai jos cum ar trebui să-l pedepsim pe polițistul nostru rău! În sfârșit, tati, deschide! Oh, da! Suntem liberi! A cui e asta? Drăguță pasăre, mi-e foame! Scoate-o afară, tati! Trage-o! La mulți ani, tati! Zilele de naștere mă îmbolnăvesc! Momentul important e că pot mânca curcan! Ia-ți mâinile, e pentru oaspeți! Sfinte Poppy, am uitat de limonada de gumă! Revin imediat! E supărată? Din fericire, pot lua curcan! Țineți brațele lungi pentru tine! Oh, oaspeții sunt aici! Musafiri, musafiri, musafiri! Sunt la fel de buni ca dăunătorii! Oh, Huggy! Hei, prietenul meu pufos! Care e treaba, frate? Au trecut anii! Ei bine! Vino la bucătărie, frate! Oh, vino și tu! Luați loc, dragi oaspeți! Totuși, e un singur scaun! Uite un cadou! E pentru mine? Wow! Ce-i acolo? Mami picioare lungi! O minge de gumă? Are gumă de mestecat din fiecare loc din oraș! Acum e fiecare! Uite cadoul meu, tati! O să-ți placă! Oh-oh! Mersi! La mulți ani, tati! O zi de naștere și nu am un cadou! Adică am avut această minge la facultate? Prețurile pentru gume în zilele noastre sunt răznite! Dă-te de aici! Ridică-te, Ben-Ben! Acesta e locul meu! La mulți ani, tati! Cadoul e imens! Ce-i acolo? Un ou de aur! Wow! Oficial e cel mai bun cadou primit vreodată! Îl voi pune astfel încât toată lumea să-l poată vedea! Ce? Oh, tati! Am vrut doar să te rog să te alături la masă! Grăbește-te! Ei bine, prieteni, e timpul de mestecat! Guma proaspătă pentru toată lumea! Yum, yum! O, pila! Mănâncă! Sunt bine, am o dietă specială!
Ce? Nu cred că știe de unde vin picioarele astea prăjite. Poftă bună, prieteni! Huggy, te-ai uitat la ultimul joc, Huggy Ball? Hopa, scuzele mele! Noroc pentru sănătatea mea! Da! La mulți ani pentru mine! La mulți ani! Prieteni, avem nevoie de o secundă! Acesta e un apel de serviciu, trebuie să răspund! Hopa! Cum s-a blocat? Mi se face rău! Pe acolo? Mi-e frig, mă duc să-mi iau haina! Ce vreau să zic e că porți o blană deja? Toată lumea a plecat? Sunt singur? Cui pasă? O să mănânc și eu toată guma! Ha? S-a întâmplat ceva? Ce se întâmplă? Ești bine? Mă doare stomacul! Oul meu a fost furat! Cine a făcut asta? Ea e! Nu, el e! Stop! Voi rezolva acest caz, altfel nu aș fi cel mai bun detectiv din Poppy Playtime! Îmi voi da seama care dintre voi mi-a furat prețiosul ou de aur! Înainte să fac asta, voi închide ușile ca să nu scape nimeni! Vă amintiți codul ușii? Comentați-l mai jos! Nu trage cu ochiul la notițele mele! Șu! Huggy, tu ai fost cel care a furat oul! Apropie-te! Pot să văd asta în ochii tăi! Ce? Opila, ia o pastilă! Stai jos! Vine și rândul tău! Sunteți cu toții suspecți! Dar cine a avut motivul și ocazia să-mi fure prețiosul ou? Opila? Bam Bam? Huggy Wuggy? Ce ziceți? Comentați cine a comis furtul secolului! Ajutați-mă să-l găsesc pe hoț și comentați presupunerile voastre mai jos! Începem cu tine, Huggy! Să te punem la detectorul de minciuni! Să lămurim lucrurile! Ei bine, hai să vorbim, Huggy Wuggy! Mărturisește! Ai furat hârtia igienică? Nu! No. Minciună! Bine, ia-o înapoi! Știam! Următoarea întrebare, ai rost acești păpuci? Eu? N-am făcut-o! O minciună! Și iată vine marea întrebare, ai furat oul de aur? Eu? No. Nu, nu l-am furat! Spui adevărul? Doamne! Chestia e că tati detectivul nu renunță așa ușor! Unde erai la 35 minute? Spune-mi! Sfântă chisimisi! Hai, tati, îți arăt ceva! Uite, ai o cameră de supraveghere! Poți vedea singur ce făceam la 35! Vorbeam la telefon! Ai un alibi de fier! Ei bine, un singur lucru știm! Cineva din cameră mi-a furat oul de aur și nu recunoaște! Cum îmi dau seama cine a făcut-o? Oh, corect! E o singură cale! Ala bala portocala! Ben Ben să dea socoteala! Mi-ai furat oul! Nu, nu am fost eu! Toate semnele arată către tine! Nu! Renunță! Opila se va face dreptate! Nu-ți face griji! Ei bine, așa a mers totul! Îmi sărbătoream ziua de naștere când de nicăieri... La mulți ani, tati! La mulți ani, tati! Ei bine, bine! Ceasul sună 5:03, iar Huggy pleacă să primească un telefon! Te-ai prefăcut că te simți rău pentru a profita de bunăstarea noastră și ai părăsit camera! O să notez!
Să urmărim în continuare. Nu te așteptai să dai de Huggy. Și totuși a intrat în cameră. După aceea a ieșit natura ta de răufăcător. Ai luat omul, l-ai ascuns într-o pernă? Adică, e evident, unde altundeva? Crima perfectă! Piu, tati, nu trage cu ochiul! Până aici, a fost floare la ureche? Deci, Ben a furat oul și l-a ascuns în pernă. Vinovat, acuzat! Ce? Nu? Nu mai minți, domnule? Ești vinovat și o voi dovedi! Iată dovezile! Această pernă e locul unde Ben a ascuns oul. Ce înscenare? Nu e nimic! Bine, nu m-am gândit bine. Dacă i-am exclude pe Ben și Huggy Wuggy, atunci rămânem la un singur suspect. Ia-o pila! Ce? Nu? De ce mi-aș fura propriul ou? E destul de simplu. Răspunsul e în acest dosar. Tu, pasărea mea, ai o asigurare de $1.000.000 pentru oul de aur. Deci, acesta e planul tău propriu. Furi singură oul, primești plata și devii cea mai bogată pasăre din toate timpurile. Deci, evident, tu ai fost pasăreo. Păsărilor, nu vă luați la luptă! Iată ce s-a întâmplat! Aveam o petrecere la 35 minute. Huggy a ieșit pentru a avea o discuție la telefon. După aceea, Ben a ieșit să vorbească cu stomacul. Între timp ce Opila s-a prefăcut că e frig, a trebuit să se îmbrace cât de curând. Nu mânca asta! Sunt cu ochii pe tine, tati! Îți pui repede o haină pe hol. Dar de ce te-ai repezit în sufragerie? Iată de ce! Sub acoperire de leopard, astfel că nimeni nu-și poate da seama că tu ești. Te-ai grăbit să furi oul. Bingo! Ai vrut să fii prima pasăre de $1.000.000 din istorie. Oh, pasăre naivă, erai în al nouălea cer. Dacă vrei să-l întreci pe tati picioare lungi, trebuie să te pricepi la ceea ce faci. Caz aproape rezolvat. Tu ai fost Opila? Totul are sens. Nu, nu am fost eu. Dovezile leopard. Tot ce trebuie să facem este să găsim oul. E chiar în cutie? Nu. Oh, în valiză. Nici aici? Atunci e în rucsac. Ce? Cum să găsești un ou bogat? Dă-mi înapoi, e personal. Atât pentru teoria cu Opila, cred. Ce-am ratat? Cine a furat oul atunci? Răspunsul e la suprafață? Să ne gândim cu toți împreună. Oul nu ar fi putut să plece de la sine? Destul! Devine enervant! Eu sunt nevinovat! La fel și tu! Trebuie să ajungem cu toții acasă! Ridicați-vă și plecați, băieți! Stați o clipă! Ce-i asta? Prea multe coincidențe! Stop! Toată lumea să se întoarcă! E un nou suspect! E Kissy Missy! Kissy Missy? Ce-i cu ea? Oh-oh! O întrebare legitimă! E chiar aici! Chiar înăuntru lui Huggy Wuggy! Nu poți pleca prea departe, drăguțo! Deghizarea ta a dispărut, Kissy Missy!
Ai fost prima pe care am bănuit-o? Ce? Nimeni nu e de încredere? Oh, nu! Am fost prinsă! Genialul detectiv Tati Picioare Lungi îți va spune ce s-a întâmplat! Kissy Missy avea ochii pe oul de aur. Cu Huggy Wuggy ca partener în crimă, au făcut un plan. Kissy s-a vopsit în albastru, apoi l-a sunat pe Huggy Wuggy că e totul gata și pot începe misiunea. În timp ce Kissy Missy albastră era la telefon, adevăratul Huggy Wuggy s-a furișat în cameră pentru a fura oul. Frumos plan, Kissy! Și totuși nu e la fel de genial ca mine! Pentru a-mi susține cuvintele, iată-l pe adevăratul Huggy Wuggy! Hei! Nu se poate!